Bună ziua, mă numesc Cristina Câmpeanu, vom vorbi astăzi despre înregistrarea în registrul electronic a încetării suspendării contractului individual de muncă, decizia de reluare a activității după suspendare și decizia de încetare a contractului individual de muncă după cu acordul părților. Avem o angajată al cărei concediu de creștere copil se încheie pe data de 22 octombrie, data nașterii copilului. Dorim să știm la ce dată vom înregistra în revisal încetarea suspendării CIM, având în vedere că ziua menționată este o zi nelucrătoare, sâmbătă. Dacă angajata dorește să renunțe la contract, nu mai dorește să vină la serviciu, se poate face în aceeași zi și decizia de reluare a activității și încetarea contractului individual de muncă cu acordul părților? Hotărârea de guvern 500 pe 2011 privind registrul de evidență a salarienților nu precizează data înregistrării în registrul electronic a suspendării. În mod firesc, apreciem că încetarea suspendării se face cu ziua următoare expirării perioadei pentru care a fost suspendat contractul individual de muncă, în speță după expirarea concediului pentru creșterea copilului. Având în vedere că o ziua în care salariata a reînceput activitatea cade într-o zi nelucrătoare, apreciem că veți putea face înregistrarea încetării suspendării contractului individual de muncă în prima zi lucrătoare după încetarea suspendării. Iar la data de încetare-suspendare veți putea menționa prima zi după expirarea concediului pentru creșterea copilului, respectiv data de 23 octombrie. După concediul pentru creșterea copilului, salariata trebuie să își reia activitatea, situația în care apreciem că prima zi de lucru după ce copilul a împlinit vârsta pentru care salariata a beneficiat de concediu va putea fi și data la care părțile pot înceta contractul individual de muncă.